Vreau însă să fiu foarte clar asupra unui lucru. Așa cum și în cazul primului refuz nemotivat, președintele depășește cadrul constituțional, care îi conferă rolul de a nominaliza un prim-ministru care urmează să primească votul Parlamentului. Atenție, încrederea nu i-o dă președintele, ci Parlamentul prin votul pe care îl exprimă. Parlamentul care are legitimitatea votului popular dat de corpul electoral. Dacă președintele refuză și a doua oară, este clar că ceea ce urmărește nu este altceva decât un joc de putere și amplificarea unei crize politice care probabil i s-ar părea domniei sale că îi aduce avantaj. Și atunci sigur că nu avem la dispoziție alte soluții politice inovatoare. Ceea ce e clar de știm ce avem de